Astăzi, în sala de ședință a Consiliului Local Megidia, a fost semnat un protocol de colaborare între Agenția de Cooperare și Coordonare Turcă, Primăria Municipiului Megidia și Spitalul Municipal Megidia. Acesta are ca obiect stabilirea procedurilor ce urmează a fi aplicate în vederea implementării proiectului Renovarea Policlinicii Spitalului Municipal Megidia. Astăzi, probabil, se întâmplă cel mai important moment pentru Megidia și nu numai, pentru cei 140.000 de oameni arondați ca și act medical la Spitalul Municipal Megidia, reabilitarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal. Știm cu toții că avem o mare problemă de funcționarea acestui ambulatoriu, de fapt e blocat. Prietenii noștri, guvernul Turciei, a luat decizia să investească suma necesară pentru punerea în funcțiune acestui ambulatoriu. În acest moment, reprezentantul Agenției de Cooperare ICA va semna în numele guvernului Turciei acest protocol. Investiția, a cărei valoare se va ridica la peste 1 milion de euro, vizează reabilitarea policlinicii Spitalului Municipal Megidia, care deservește peste 140.000 de cetățeni, atât din municipiul Megidia, cât și din zonele limitrofe. Lucrările de reabilitare vor fi demarate la începutul anului 2017, urmând a fi finalizate în cursul acestuia. De ce a ales Megidia? Cum s-a ajuns la acest proiect și cât va costa? Her şey önce şunu soruyorlar. Neden Megidiye bu projeye nasıl varıldı ve ne kadar olacak? Tabii niçin Megidiye sorusu esasında güzel bir soru. Biz bu projeyi bir önceki belediye başkanımız bize getirmişti. Çünkü Megidiye Hastanesi'nin çalışmadığını bize söyledi. Buradaki diğer faaliyetlerimizden dolayı bizi tanıdı. Biz esasında bu projeyi niçin Megidiye, niçin Bükreş diye ayırmıyoruz. Çünkü Bükreş'te de aynı bu güzellikte bir projemiz daha var. Marie Curie Çocuk Hastanesi'nin ameliyathane bölümünün yenilenmesini TİKA yapacak. Onun da projesi çiziliyor. Şu anda Sağlık Bakanlığı'yla protokol metni üzerinde çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene onu da yapacağız. O yüzden biz proje yaparken dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin proje üretiyoruz. Deci, întrebarea pe care ați adresat-o este o întrebare frumoasă chiar. Proiectul legat de renovarea Policlinicii Megidia a fost adus la cunoștință de fostul primar al Megidiei, care ne cunoscuse prin intermediul celorlalte proiecte pe care noi le-am realizat. Domnia sa ne-a adus la cunoștință faptul că Policlinica nu funcționează și ne-a rugat să întindem o mână de ajutor și că tocmai asta am făcut. De ce Megidia? În momentul în care noi realizăm proiecte, nu facem o diferențiere între, știu și eu, de naționalitate, limbă, rasă, religie sau așezare geografică. În aceeași măsură sau la fel de important, avem un proiect în București. Acesta se referă la renovarea blocului operator al Spitalului Marie Curie din București. Ne aflăm în stadiul de discuții legate de protocolul pentru implementarea acestui proiect și sperăm ca în cel mai scurt timp cu putință să avem toate lucrurile aranjate astfel încât proiectul și acel proiect să demareze. Vreau să mă întrebăm cât costă lucrările. Dar la plătul și cine va executa lucrările? Că va fi o licitație? Necadar olacak ve kimler yürütecek? Yani bir ihale söz konusu olacak mı? Esasında bizim yapmış olduğumuz bu hediyedir. Romanya'ya bir hediyedir. Hediyenin takdir edersiniz ki kesinlikle parası ölçülmez ve sorulmaz ama yaklaşık 1 milyon euronun üzerinde bir bütçesi var. Proiectul este practic un dar al Republicii Turcia pentru România și probabil că sunteți de acord cu noi atunci când spunem că de obicei valoarea darului nu prea se spune. Dar dați-mi voie să spun doar o cifră rotundă, undeva în jurul 1 milyon de euro. Yürütülmesi tamamen ve tamamen TİKA'nın kendi iç prosedürüne göre ihalesi TİKA tarafından yapılacak ve Romanya'da yüklenici firmalar bu ihaleye katılacak. Biz tabiri caizse yapmış olduğumuz bütün projelerde anahtarını teslim ediyoruz projenin. O yüzden hastane veya diğer kamu kurumları hiçbir şekilde bir şey yapmayacak. İhalesini biz yapacağız. Biz bir şey yapacağız ve teslim edeceğiz.
În ceea ce privește cea de-a doua parte a întrebării dumneavoastră legată de cine și dacă se va organiza o licitație, toate lucrările legate de acest proiect se vor desfășura în conformitate cu procedurile interne ale TICA. Motiv pentru care TICA va fi cea care va organiza această licitație, licitație care, la care desigur vor participa societăți comerciale din România. Celelalte instituții nu vor avea niciun fel de implicare. În mod general, modul nostru de lucru, efectuăm lucrarea și predăm beneficiarului chiar. Această renovare cuprinde doar clădirea în sine sau este vorba și despre dotare cu mobilier, cu aparatură? Asta ne le ilghile sorobo projesa de ge renovasyonu mu içeriyor yoksa donanımında içeriyor. Şu anda sadece renovasyonu konuştuk. Renovasyona yakın olarak tekrar donanım konusunda tekrar irtibatta kalacağız ve tekrar değerlendireceğiz. În acest moment am discutat exclusiv de partea de renovare, dar sigur că suntem receptivi și deschiși și la discuțiile legate de partea de dotare a acestui. Acesta nu este singurul proiect pe care Asociația de Cooperare și Coordonare Turcă l-a realizat în municipiul Megidia. Aveți în vedere și alte lucrări în Megidia aici? Dacă da, la ce vă gândiți? Megidia de bunun dışında başka işler düşünüyor musunuz yoksa yani düşünüyorsanız ne tür işbirliği düşünüyorsunuz? Megidia'da bundan önce zaten bir sürü proje yaptık. Biz burada bir anakolu var. O anakolunun renovasyonunu gerçekleştirdik. Roman toplumunun hizmetine sunduk. Görebilirler. Çok güzel oldu. Başbakan yardımcımız açılışta. Daha sonra burada belki tarihi ve kültürel ortak mirasın konservasyonuna, korunmasına ve yenilenmesine yönelik Mecidiye'de bulunan eserlerin restorasyonu, renovasyonu noktasında bir takım projeler planlıyoruz. În trecut, așa cum am menționat de altfel și în acum câteva minute, am realizat și alte proiecte în Megidia. Dați-mi voie să readuc aminte despre proiectul de care a prevăzut renovarea grădiniței din Megidia, care se află acum la dispoziția locuitor copiilor din Megidia și a cărei inaugurare a fost făcută de însăși vicepremierul Republicii Turcia. Pe viitor ne-am putea gândi, știu și eu, la niște activități sau la unele activități pe partea de protejare a patrimoniului cultural, conservarea unor monumente culturale care se află pe teritoriul Megidiei. Subliniind însemnătatea pe care proiectul o are pentru locuitorii municipiului Megidia, primarul Valentin Vrabie speră ca această colaborare să nu se oprească aici și pe viitor să mai existe astfel de proiecte în municipiul Megidia. Este probabil cea mai importantă investiție, pentru că este vorba de viața oamenilor. În acest spital se pot salva vieți. Și nefiind funcțional, închipuiți-vă, distanța între Megidia și Constanța este destul de mare, iar viața unui om se poate salva într-un minut, în 5 minute, în 10 minute. Așa că pentru această mare susținere de care beneficiază municipiul Megidia din partea Agenției de Cooperare și Coordonare Turcă, este probabil cea mai importantă din, ca și activitate, ca și investiție din România. Pentru acest lucru le mulțumesc. Și le mulțumesc în numele medgidienilor, în numele celor 140.000 de oameni care sunt arondați la sistemul de sănătate la Spitalul Municipal Medgidia. Dacă nu exista acest ajutor din partea guvernului turc, avea primăria posibilitatea să facă singură lucrările acestea, aceste investiții de 1 milion de euro? Nici de cum. Primăria Medgidia mai are de plătit încă datorii până în 2028, multe datorii, iar bani pentru această investiție cu siguranță nu am fi avut. Cu atât mai mult, faptul că ne-a întins o mână, să spun, de ajutor în momente în care pâlpâie poate ultimele clipe de viața unor oameni și pot fi salvați, este un lucru extraordinar. Concret, care este partea cu care va veni municipiul Megidia în acest proiect? Dacă municipiul Megidia nu investește absolut nimic. Guvernul turc investește în totalitate totul. Toate investițiile le aparține. Protocolul de astăzi a fost semnat de către domnul Haci Ahmet Daştan.
coordonator al Agenției de Cooperare și Coordonare Turcă, primarul municipiului Megidia Valentin Vrabie și de managerul Spitalului Municipal Megidia, doctorul Stere Bușu. Vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în acest proiect. E un proiect deosebit și vreau să cred că această cooperare între Consiliul Local, Primăria Megidia, Spitalul Municipal Megidia și TICA va merge mai departe, pentru că sigur, un pic de optimism, sperăm să primim și ajutorul care trebuie să vină, aparatura medicală. Medicii, cei care au plecat din țară sau sunt în țară, au plecat la clinici private unde au aparatură și unde sunt plătiți bine. De la ambulatoriu, de ce a ajuns așa? Și de când e așa? Păi pe 20 septembrie anul trecut, dacă nu mă înșel, și nu cred că mă înșel, sau acum 2 ani, nu, acum 2 ani. S-a semnat contractul cu firma respectivă, după care pe data de 20 noiembrie ne-au spus că nu mai pot să continue. Au început acea vandalizare, să-i spun, a ambulatorului de specialitate. Am fost nevoiți la 30 decembrie să preluăm cu pază noi spitalul, obiectivul, și din acel moment îl păzim noi, din când în când și cu ajutorul celor de la pază și ordine din municipiul Megidia. Este închisă apă, închis curent, închis tot. Puteți să estimați valoarea viitoarelor dotări? De câți bani ați avea nevoie? Păi eu v-aș spune că în proiectul care a fost era vorba de 2.900.000 de euro fără TVA, în care intrau un CT, un RMN, 6 aparate röntgen, plus ecografe, plus EKG-uri, plus calculatoare, pentru dispensarul TBC, pentru tot. Domnul, mi-a spus că există riscul ca pacienții care pleacă la Constanța sau în altă parte chiar să moară pe drum. Cu cât de bine ajută un astfel de ambulatoriu? Încercăm să înțelegem. În primul rând, ajută pe cetățenii Megidiei. Da? Pentru, indiferent de vârstă și de sex. Pentru că una este să mergi, de exemplu, pentru afecțiune renală, să te duci până la Constanța, și alta să știi că ai un medic nefrolog sau urolog la Megidia. Deci noi acum avem aprobat în categoria 3 a spitalului un ambulator, medici urologi, medici nefrologi, medici de boli interne, de oncologie medicală. Când vă spun oncologie medicală, hai să ne gândim că este acea boală nenorocită care se numește cancer. Deci pacienții trebuie să meargă până la Constanța. În momentul în care medicii vor fi la Megidia, nu vor mai face acea deplasare inutilă, din punctul meu de vedere, până la Constanța. Decât dacă va fi necesară internarea lor în clinica de la Constanța. Fondată în anul 1992, Agenția de Cooperare și Coordonare Turcă și-a început activitatea prin finanțarea și implementarea unor proiecte de natură socială, culturală și de sănătate în țări din întreaga lume, aflată în subordinea directă a instituției prim-ministrului Turciei, TICA. A crescut numărul țărilor în care își desfășoară activitatea începând din anul 2002. Astfel, în prezent, implementează proiecte în diverse domenii, precum educație, cultură, sănătate, agricultură, finanțe și turism în mai mult de 120 de țări. În februarie 2015, agenția a deschis un oficiu de coordonare a proiectelor și în România.